Acesta este baza aparatului, unde se umple cu apă. Aici avem tava de scurgere care se pune deasupra. Iar aici am pus cimbru. În prima tavă avem piept de pui cu condiment. O vom așeza imediat deasupra bazei. Următoarele cu legume în ordine. Și la final capacul. Acum aparatul este pornit pe programul de gătit pui și arată 34 de minute. Așa arată rezultatul final. Vă dorim poftă bună!